Salutare, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi m-am gândit să facem o rețetă. O să facem o rețetă de cartofi noi. Dacă tot au apărut cartofii noi, vom face o rețetă de cartofi noi. Pentru această rețetă, bineînțeles, o să avem nevoie de cartofi. Dumneavoastră nu-i vedeți pe masă, dar dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câteva luni am făcut un videoclip în care am pus cartofi la ghiveci. Așa că o să mă duc în grădină și o să scot un ghiveci, să vedem ce cartofi avem și o să scoatem cartofii din ghiveci și o să-i pregătim. Pe lângă cartofi mai avem nevoie de niște frunze de mărar, niște frunze de usturoi, usturoi, câteva grăunțe de usturoi, 6-7 grăunțe de usturoi, boia roșie dulce, noi folosim sare, tiperi și la sfârșit o să facem, bineînțeles, o șelată cu oțet la acești cartofi. Acum, fain frumos, o să mă duc în grădină și o să scoatem dintr-un ghiveț să vedem dacă avem cartofi, ce cartofi avem, să scoatem să facem această rețetă. Oameni buni, așa cum am spus, am venit în grădină, o să luăm un ghiveci și o să vedem ce ne-a ieșit în ghiveci. O să-l ud înainte, o să turnăm apă în el. O să punem apă ca să putem să scoatem. Eu mi-am pregătit o folie de nylon unde o să scoatem ghiveciul. O să-i ud și pe cealaltă mai. Așa. Acum o să luăm un ghiveci și o să scoatem să vedem ce avem în el. Sunt ceva cartofi, și mai mari și mai mici, ăștia mai mici o să-i pun înapoi. Așa cum am zis, ăștia micuți o să-i punem înapoi, o să-i pun deoparte. Ia, încă au și foarte mici. Se pare că sunt ceva cartofi, cred că în găleata de la Vabil vor fi mult mai mulți. Na, oameni buni, cam atâta, ăștia mici o să-i pun înapoi. Ia, mai este unul aici, tot așa mai mic. Îi băgăm înapoi, care sunt mai mici. Punem pământul înapoi și îl băgăm înapoi în ghiveci. Ce o să mai facă din cei care sunt micuți, o să se mai facă. Noi am pus mai repede, i-am pus în primăvară timpuriu, pentru că la noi e o zonă de munte și să fac cartofii mai târziu, dar noi am pus de cu timpuriu ca să avem. I-am pus undeva pe la, cred că, nu știu, la sfârșitul martie sau începutul april, la sfârșitul februarie, începutul april. Așa, lăsăm așa. Se pare că totuși cât de cât sunt ceva cartofi. Cred că în găleata aceea de plastic o să fie și mai mulți, pentru că e mai mare. E mult mai mare și mult mai mult pământ în ea. Dacă am în fiecare ghiveci așa o cantitate de cartofi, eu-s mulțumit. O să adunăm și mizeria. Acum mergem înăuntru și ne apucăm de gătit. Oameni buni, așa cum am spus, am făcut în grădină, cum ați văzut, am scos cartofii, am mai scos un curci, am scos până la urmă două ghivece, am scos din două ghivece, pentru că mi se părea un pic cam puțin din primul ghiveci ca să facem, și atunci am mai scos un ghiveci. Acum o să-i punem fain frumos, o să-i punem într-o cratiță. Ne-am curățat frumos. O
o să-i punem într-o tigaie și o să-i punem la sert. Așa. Numai o secundă. O să punem apa, eu mi-am pregătit aici așa apa. Dacă trebuie mai completă. Așa cum v-am spus, noi tot timpul ne punem picioci în ghivece și în gălezii la lavabil ca să avem când apare ei pe piață, când sunt foarte scumpi, acum la noi 10 lei kilogramul, 8 lei, și atunci ca să nu cumperi atunci în prima lună când sunt foarte scumpi pe piață, noi avem o alternativă și atunci o lună de zile ne scoatem de la noi din ghivece până să mai ieftinesc cartofii și când se mai ieftinesc atunci cumpărăm și noi, dar până atunci noi mai avem anuși ca să nu cumpărăm foarte scump. O să pun și frunzele de usturoi proaspăt, punem pe deasupra două fire de mărar. O să punem așa păstiei și două fire celălalt mărar, o să-l tăiem mărun și o să-l punem după aceea păstiei când fierb. O să pun și un praf de sare. Așa. Acum merem fain frumos, îi punem la sert, așa cum îți lăsăm să searbă și după ce searbe revin cu alte imagini și facem rețeta, tuinică, nu pot să greiesc, gândești că mi se învârtea limba în gură. O să facem rețeta pas cu pas. No, oameni buni, cartofii noștri, o fierți de aproximativ 35-40 de minute, îți fierți, am căutat cu o furculiță, e deja sfierți. Acum o să oprim fain frumos aragazul. O să-i storcem și o să-i pârgăluim. O să facem un pârgălaș, dar o să facem pas cu pas, să vedeți cum îi pârgăluim și facem rețeta împreună pas cu pas. Oameni buni, am dat drumul din nou la aragaz. Am pus o lespide să se încingă, o lăsăm un picu să se încingă, după care o să punem un pic de ulei, nu o să punem foarte mult, cât să călim un pic, să cârgălim un pic cu usturoiul, iată. Opa! Așa. Lăsăm să se încingă bine, bine uleiul. Eu să-mi pun un pic de usturoi ca să văd în momentul în care începe el să... Așa. Și atunci vedem exact când începe el să se călească. Cartofii între timp i-am străcurat, i-am lăsat deoparte. Acum facem pârgălașul, cum se zice la noi. Am mai tare aragazul. Deja uleiul tocmai ce s-a încins. Usturoiul începe să sfârăiască. Acum o să adăugăm și celălalt usturoi. Așa, îl adăugăm fain frumos. Și îl călim un pic până schimb un pic culoarea. Nu foarte mult. Acum o să dăm un pic deja aragazul mai încet, să nu-l prindă dintr-o dată. E așa, la foc mediu. Îl călim un picuț, îl cărcălim acolo până ce începe el un pic să schimbe culoarea, nu foarte tare, să nu fie ars. Așa. Acum, fain frumos, adăugăm o linguriță de boia roșie dulce. Așa cum am zis la noi la Moroșeni, nimic fără boiaua roșie dulce. Și în special în zona Ardealului. Așa. Acum oprim fain frumos aragazul. Am oprit fain frumos. Și aruncăm acolo peste cartofii noștri. Așa. Aruncăm pârgălașul peste cartofi. O secundă. Așa. Bun. Ne amestecăm bine, bine. Punem și mărarul. Adăugăm mărar din belșug. Așa, din nou amestecăm, ia cum arată. Așa, sare chipeți și apoi lasă să o ră. Atât, punem și chipeți. Între timp, făcut nevastă mea și o șălată cu țăr și cu smântână, cu care o să servim acești cartofi. Acum o să-i punem fain frumos pe farfurie. Așa arată cartofii noștri noi. O să-i punem pe farfurie. Și o să-i servim. Na, dragi prieteni, cartofii noi noi gata, așa a ieșit. Sper să vă placă și dumneavoastră, lângă șalata de oțet cu smântână. O mâncărică de primăvară, mai ales că am apărut cartofii. Doamne ajută-ne! Așa arată, un chid de sos lângă, ăsta mărar.
Mamă, mamă, ce bun e! Și alățâica lângă. Doamne, fer și apă, oameni buni! Am uitat să vă servești cu un păhărel de urincă, dar așa un pic simbolic. Considerați ca și cum a servit pe dumneavoastră. Up, atâtuca. Trebuie cu măsură, pentru că asta e medicament. E un leac din bătrâni. Nu trebuie să exagerăm, doar cu măsură. Oameni buni, vă doresc multă sănătate, tot ce vă doriți, numai bine rău la nimeni. Eu nu o să servesc pentru că mai am de mers cu mașina, la mulți ani. Dar considerați că ca și cum ați servit pe dumneavoastră. Oameni buni, până data viitoare, numai bine rău la nimeni.